Salut! Eu sunt Cătălin de la Ritter.ro și astăzi o să stăm de vorbă despre ce trebuie să faci când pleci un concediu cu mașina și la ce trebuie să fii atent. Pune-ne 5 lucruri de care să ținem cont legat de asigurări, de... Când pleci în excursie sau în concediu. Păi, da. Ce aș face eu? Mi-aș verifica valabilitatea RCA-ului, prima. Și a ITP-ului. Da? Al doilea lucru, aș verifica dacă am țara de destinație activă pe polița carte verde. Dacă nu o am, îmi sun brokerul sau agentul să îmi fac o poliță carte verde suplimentară. Dacă este cu X barată pe carte verde, înseamnă că nu este valabilă. Dacă nu este barată cu X, înseamnă că o ai valabilă. Verifică cât și celelalte țări de tranzit. De exemplu, dacă pleci în Franța, da? Verifică toate țările din România până în Franța, dacă sunt trecute pe cartea verde. Dacă una din ele este trecută cu X, atunci trebuie să faci carte verde suplimentară. Dar de obicei toate țările din Uniunea Europeană sunt trecute cu valabilitate de când îți emis polița. După aia, mi-aș face asigurări de călătorie, mie cât și pasagerilor. Aș mai face o asigurare de asistență, de tractare. Hei, amice, îți va prinde bine o remorcare. Da? Și cam asta aș verifica eu din punct de vedere al asigurărilor când plec în concediu. Acum să ne spună Răzvan ce ar verifica el din punct de vedere al autoturismului când pleacă în concediu sau într-o excursie. În primul rând, dacă nu te pricepi la mașini, la mecanică, ai o mașină relativ nouă, te duci la un servis, bună ziua, vreau să-mi pregătesc mașina de un drum lung, să plec într-un concediu, verificați tot ce de verificat, și anume, fluide, jocuri mecanice, anvelope, plăcuțe, discuri, dacă sunt în regulă, lumini. Faci un checklist. Faci un checklist. Da? Dacă vrei să le faci tu singur, din păcate, cam tot trebuie să treci prin service să faci o verificare mecanică, eventual o diagnoză dacă vrei să fii tu sigur că totul e în regulă și nu ai o mașină tocmai nou-nouță. Verifici uleiul, antigelul, lichidul de frână, anvelopele, cum mai devreme, luminile, dacă funcționează toate, presiunea în anvelope, că te duci la un drum mai lung. Dacă pleci vara, verifici, faci o reîncărcare cu freon, fie că ai lipsă, fie că n-ai, pentru că oricum e destul de puțin, deci e indicat să o faci la 2-3 ani, să reîmprospătezi sistemul, să zic așa, de răcire. Să ai lichid de parbriz, foarte important, să-l ai curat, să ai la tine lichid de parbriz, asta mai ales dacă pleci iarna. Deci, în special vara, verifici sistemul de răcire să nu mor de cald cu toți pasagerii. Iar pe timp de iarnă, obligatoriu să ai la tine de rezervă un lichid de parbriz de iarnă, să nu-ți înghețe. Pentru că, uite, și cum am venit noi acum în Turcia. Foarte multă umezeală, ceață, mizerie. Am folosit aproape mereu din 5 în 5 km, foloseam lichid de parbriz. Dacă pleci doar cu ce ai la tine, 2-3-4 litri în rezervor, s-ar putea la un moment dat să se epuizeze. E bine să ai la tine o rezervă. Că dacă nu, te oprești la o benzinărie și îți cumperi. Dacă pleci iarna, să mai iei lanțuri, părerea mea. Dacă mergi la munte, fie că ai tracțiune integrală sau doar pe o singură punte, față sau spate, iarăși e important să ai niște lanțuri, o punguță, un săculeț cu nisip, o lopețică, racletă de gheață, o racletă, un decifrant lichid dacă vrei să nu-ți dări parbrizul, de iale, un spray din ăla de iare de gheață, de iale, dacă mai îngheață. Da, să zicem, și ăla. Foarte important, purtați centura de siguranță, clar, și tu cât și pasagerii tăi. Mult calm în trafic și respectați regulile de viteză, legislația în vigoare. Cam astea ar fi, ca să facem scurt, scurt rezumat, o asigurare de călătorie, verifici RCA-ul, verifici mecanic, verifici cartea verde, cartea verde, ITP-ul, presiunea în anvelope, rezervorul plin, asta n-am spus, lichid de parbriz, sistemul exact de răcire și poți să pleci. Încearcă să ai mereu plinul la mașină, că în cazul în care pățești ceva și te oprești pe drum, faci o pană, să poți să dormi în căldură, mai ales și ai nevoie de carburant iarna. Și cam asta ar fi. Nu e o listă foarte complicată.
dar e bine să o iei în considerare de fiecare dată când pleci în concediu. Dacă ai vreo sugestie suplimentară, lasă-ne-o mai jos în comentariu. Sper că ți-a plăcut. Dă-ne și nouă un like, un share la acest clip. Abonează-te la acest canal. Îți mulțumim că te-ai uitat la noi și să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere! Salut!